Dumnezeu și bine v-am găsit. Astăzi, o ultimă zi de luna august, fiindcă nu prea am ce face la albinuță, am zis hai să mai fac și eu câte ceva, că na, mai facem câte ceva și am zis hai să colectăm un pic de propolis. Am venit cu afumătoarea, pregătit. Îndepărtăm nylonul și curățăm un pic ramele. O să vă arăt. Mă întrebau băieții dacă mai țin folia, da, o țin. Dăm un pic cu fum de data aceasta ca să îndepărtăm albina. Albina e jos. Și curățăm ramele de propolis. Doar asta facem azi. Adunăm propolis. Iată, avem aici o cantitate foarte bună de propolis. Eu fac această lucrare separat față de o altă lucrare, de exemplu, să mut ramele sau să verific cuiburile, eu fac separat această lucrare. Nu o să vă arăt acum rame, o să vă arăt în septembrie. Acum doar adunăm propolis. Iată ce ușor. Am o daltă ascuțită. Trebuie să menționez că e ascuțită această doaltă. O dăm un pic la polizor și curățăm frumos fiecare ramă. Nu prea mă vedeți voi fără mânuși la stup. Bine, am și de test pus acolo o plasă pentru a colecta. O să vă arăt o altă ocazie. Iată, adunăm. Hai să vedem dacă merge mai bine așa. Le-am ascuțit pe ambele părți. Bine merge, da? Cam asta e. Cam asta fac eu azi. Curăț ramele de propolis. Bun, pentru cei care vor să curețe ramele, cam asta e de făcut, nu-i mare lucru. Ce facem cu propolis, să zicem, da? Păi, eu fac pentru consumul meu propriu, fac în felul următor. 40 de grame de propolis, 100 de grame de alcool, lăsăm la umbră, cam la un loc întunecat, vreo 12 zile, strecurăm și consumăm. Cum consum eu? Pun o lingură de miere, indiferent că e cristalizată sau nu, o lingură de polen, și 5 picături de tinctură de propolis. Asta consumăm și e foarte bun. Foarte, foarte bun. Iată, cam așa procedez eu. Nu deranjez albina. Ea e jos, rame. Foarte, o cantitate foarte frumoasă de propolis. Mai adunăm și pe marginea lăzii aici. Așa.
ce frumos. Adunăm propolisul. Foarte, foarte frumos. Pică partea asta. Curățăm foarte bine. Se va arăt ce rezultat imediat. Vă arăt. La o colonie. Cer scuze că m-am întors. Iată, asta este propolis. Până data viitoare, numai bine!